Salutare tuturor! Astăzi ne vom ocupa de un BMW seria 5, model E61, motor 2500 cm³ diesel. Acesta este în modul limp home și nu se turează peste 1300 rotații pe minut. În bord este aprinsă iconița de atenționare pentru supratemperatură a lichidului de răcire. Facem o diagnoză pentru codurile de eroare. Am selectat BMW seria 5, model E60, E61 și tipul de motor. Avem multiple erori. Conform diagramei electrice, aceasta este siguranța noastră, acestea fiind exact erorile pe care le-am găsit. Este siguranța F02 de 20 de amperi. Destul de dificil de ajuns la siguranța respectivă, dar cu răbdare se poate. Am găsit siguranța arsă, fapt ce indică prezența unui scurt circuit. Pentru a limita curentul, am improvizat o lampă de control cu un curent de aproximativ 1,2 amperi, conectată la plusul bateriei. Se aprinde când găsim o masă. Am verificat încă o dată prezența scurt circuitului. Cu ajutorul osciloscopului și al unui clește ampermetric, am descoperit conductul pe care avem scurtul. Sper că se observă. Thank you.
din păcate, nu am reușit să ajungem la locul scurtcircuitului fără a demonta mai multe componente ale motorului. Am reparat izolația conductoarelor afectate și refacem conexiunea dinspre siguranță, conductul pe care l-am deconectat pentru a localiza scurtcircuitul. Am cositorit firul, apoi am fixat întregul manunchi cu bandă izolatoare, peste care am pus un tub termocontractabil. Am șters erorile care nu au mai revenit. Senzorul de temperatură indică temperatura corectă de această dată. Motorul se turează și merge în parametri. Încă un client mulțumit.